După majora schimbare a modului de alegere a președintelui la nivel național, Partidul Social Democrat nu mai vrea cumul de funcții. Astfel, liderii organizațiilor județene trebuie să se mulțumească doar cu atât. Există însă și excepții. Gabriela Firea, președinte al PSD Ilfov, s-ar afla, potrivit unor surse, pe lista celor 14 vicepreședinți. Deși la conferința județeană din 28 septembrie de la Slatina, Liviu Dragnea a declarat că îi susține pentru funcțiile de vicepreședinte național pe Paul Stănescu și Lia Olguța Vasilescu, în cărți a rămas doar primarul Craiovei. Dacă regula care s-a stabilit la Comitetul Executiv de săptămâna trecută se va respecta, aceea de a nu avea două funcții, una la nivel local și una la nivel național, Oltul nu va avea candidat, pentru că Paul Stănescu, fiind președinte al organizației, nu va putea candida dacă se respecta această regulă. Pe termen lung, consider că partidul la nivel național va avea de câștigat prin această separare a puterii organizațiilor locale de birou permanent național. Când a venit la Slatina, Liviu Dragnea a declarat că încă lucrează la programul politic pe care îl va prezenta duminică la Congres. Primul lucru pe care voi face, voi prezenta, dacă voi fi ales, voi prezenta la Congres programul politic al partidului și viziunea mea pentru această țară, pentru acest partid, pentru stânga și pentru social-democrație și pentru dezvoltarea României. Cu asta voi veni în fața Congresului și voi supune la vot acel program politic. Pentru prima dată în istoria partidului, președintele a fost ales înaintea Congresului de către toți membrii PSD. Liviu Dragnea, singurul candidat, a obținut 97,6% din voturile exprimate. Duminică, validarea va fi o simplă formalitate. PSD Olt va trimite la București cea mai numeroasă delegație după cea a Doljului, care va fi formată din 125 de membri.